Locuitorii sectorului 6 se vor putea bucura de o oază de relaxare, parcul Lacul Mori. Proiectul ar trebui finalizat în următorii 2 ani. Astfel, parcul va fi gata undeva prin vara sau toamna lui 2025, iar insula va fi terminată în mare parte la finalul lui 2024. Astfel, capitala va obține mai multe hectare de spațiu verde cu facilități sportive și culturale. Avem gata studiul de fezabilitate pentru parcul liniar Lacul Mori, un parc liniar care va avea aproximativ, dacă punem și parcul Crângaș, undeva la 20 de hectare. Va fi probabil cea mai importantă investiție într-un parc nou, într-o zonă pe care am igienizat-o deja. Va cuprinde foarte multe elemente de sporturi nautice, deci suprafața lacului va fi accesibilă pentru sporturi nautice. Diferite activități sportive, în special volei pe nisip, basket, tenis. Va avea o zonă foarte importantă de promenadă de câțiva kilometri de-a lungul digului lacului Mori, care va conecta astfel și mai bine Chiajna cu sectorul 6 și cu zona Crângaș. Proiectul este unul foarte prietenos cu mediul, mai spune Ciprian Ciucu. Viitoarele lucrări se proiectează în baza unei documentații bogate, din care fac parte și studii dendrologice și de biodiversitate ale zonei. Așa, grosso modo, investiția acum o estimăm undeva la 18 milioane de euro. Deci va fi cea mai mare investiție într-un nou parc din București. Deci 18-20 de milioane de euro. Fondurile le vom lua în principal din port. Da? Deci programul operațional regional are dedicate fonduri fix pentru așa ceva. Și consider că acesta va fi un proiect prioritar prin natura lui. Tocmai de aceea un proiect ăsta e foarte important și tocmai de aceea colaborarea mai multor instituții, Ministerul Dezvoltării, Apele Române, Primăria Generală, Prefectura, Primăriile de Sector, pe raza cărora trece Dâmbovița, într-o definire clară a Dâmboviței ca uriașă oportunitate pentru oraș și ca loc public, de care bucureștenii și oamenii care ne vizitează se bucure, e foarte importantă. Așa cum s-a menționat, această colaborare există, funcționează de un an de zile, există finanțare, există voința Ministerului Dezvoltării de a finanța și cred că este în sfârșit o abordare serioasă pentru, așa cum am spus, o mare oportunitate pe care orașul o are. Vor exista mai multe spații de joacă, dar și pontoane plutitoare, care vor lua rolul de zone de mers, locuri pentru mese, terase, grupuri sanitare. Parcul liniar va merge până la Chiajna, unde vor fi terenuri de sport, umbrare, iar barajul se va amenaja până la Dâmbovița.